Secția de natație de la CSM Drobeta nu stă pe sec nici în acest final de an. Înotătorii bucureșteni legitimați la Clubul Dunărean au obținut 5 medalii la ultimul campionat național din acest sezon. Zilele trecute s-au desfășurat în bazinul de 25 de metri de la Hunedoara campionatele naționale de seniori, junior și tineret. Sportivii pregătiți de Dan Bădescu și Cătălin Becheru și-au confirmat statutul de cei mai promițători tineri notători ai României. Secția de natație a Clubului Sportiv Municipal Drobeta Turnul Severin a fost reprezentată de Bonea Sabin și Stoica Elena. S-au obținut 9 medalii de către sportivul Bonea Sabin. Acesta a doborât 4 recorduri naționale la juniori în probele de 200 mix, 400 mix, 400 liber și 1500. Cu toate că au fost 2 sportivi, 9 medalii, un bilanț destul de bun. Da, neașteptat de bun, chiar este o confirmare. Înotătorii de la CSM nu au timp de răgaz. Rezultate și medalii strălucitoare mai pot fi aduse pe final de an și din străinătate. Pentru al doilea an consecutiv, Clubul Dunărean este reprezentat la concursul țărilor centrale europene. Bonea Sabin, Claudia Gâdea și Ionut Radu au fost convocați la lotul național și în ei se pun speranțe mari pentru a cuceri o medalie. Urmează centralele europene din Ungaria, de la Gheorghe, unde CSM Drobeta Turnul Severin are 3 sportivi prezenți în lotul național al României. Sperăm ca în acest an să venim cu cel puțin o medalie, deoarece Gâdea Claudia la Festivalul Olimpic al Tineretului European a obținut medalia de aur. Poate avem noroc și venim de la centrale europene cu medalie de aur. La ediția de anul trecut a concursului țărilor centrale europene, care s-a desfășurat în Cehia, CSM Drobeta a revenit acasă cu o medalie de bronz obținută de înotătoarea Claudia Gâdea. Competiția se va desfășura în perioada 11-13 decembrie în orașul Gheorghe. Noi rezultate frumoase au fost aduse de pe tatami. Judoca severineni au trecut zilele trecute vama porțile de fier pentru a fi prezenți la un turneu internațional organizat la Priștina, în capitala statului Kosovo. CSM Drobeta Turnul Severin a reușit performanța de a termina concursul cu toți judoca pe prima treaptă a podiumului. Alexandru Drăghia, Dominic Heidenreich, Alexandru Dovlete, Raul Badea și Mihai Alfloari s-au impus la categoriile de greutate și de vârstă. La Priștina a avut loc un turneu internațional la care au luat parte 6 țări, 300 de sportivi. Printre acești sportivi, numărându-se și cei 5 pici atomici de la care fac parte din în cadrul clubului CSM Drobeta Turnul Severin. Aceștia au făcut o surpriză foarte frumoasă, câștigând medalii de aur. Și nu atât culoarea medaliilor de aur ne-a bucurat, cât atitudinea lor și felul cum au abordat această competiție, de la care cu toții s-au întors victorioși. A fost ultima competiție pe anul acesta? Pentru picii atomici, da, dar pentru cei mari, juniori, cadeți, under 14, under 16, va urma ultima competiție în acest weekend la Sofia, unde va fi tot așa o competiție de verificare și, de fapt, un punct de plecare pentru pregătirea competițiilor din anul următor. Înaintea competiției s-au desfășurat antrenamente comune cu sportivii din Kosovo, Slovacia și România, ceea ce a contribuit în mod pozitiv la modul de abordare a meciurilor din timpul competiției.